După cum bine știți, pe 17 iunie vom avea congresul în care cei 5.000 de delegați vor alege președinte. Două persoane au putut să treacă în 10 județe cu moțiune pe care le-au prezentat. Ludovic Orban și Cristi Bușoi. Domnul Cataramă n-a reușit să atingă acest prag. Așa cum bine știți, Organizația Județeană Olt va susține pe candidatul Ludovic Orban, un om, un coleg, care de zeci de ani de zile a fost foarte aproape de noi. Indiferent că a avut probleme în 2016, indiferent că avea mai multe localități de vizitat în diverse campanii, Ludovic a zis prezent întotdeauna și noi trebuie să întoarcem acest respect pe care dânsul l-a adresat de-a lungul timpului. Delegația Partidului Național Liberal Olt la acest congres este compusă din 92 de persoane. În CDJ-ul pe care l-am avut aproximativ acum o lună în urmă, votul pentru cele trei moțiuni a fost în felul următor. Din 88 de delegați prezenți, 77 Ludovic Orban, 3 Cataramă, 0 Bușoi și un vot anulat. A doua zi, pe 18, alegem biroul executiv, birou din care fac parte 39 de persoane, un președinte, 8 vicepreședinți pe domeniu, 8 vicepreședinți regionali, 16 membri. Delegația Olt va susține candidatura pentru post de vicepreședinte regional la domnul Gigel Știu. Sper ca cei 5.000 de delegați din prima zi și 2.000 de delegați din a doua zi să facă alegerea cea mai bună, pentru că 17-18 iunie reprezintă, aș putea să zic, o piatră de temelie pentru viitorul Partidului Național Liberal. Mulțumesc, dacă aveți întrebări.